Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la programul informativ actual. Maia Sandu sau Igor Dodon? Astăzi Republica Moldova își alege președintele. Secțiile de votare au fost deschise la ora 7 dimineața, iar alegătorii sunt așteptați la urnele de vot până la ora 9 seara. Astăzi, în Republica Moldova, are loc turul 2 al alegerilor prezidențiale. Este pentru prima dată din ultimii 16 ani, când cetățenii își vor putea alege președintele prin vot direct. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7 dimineața, iar alegătorii sunt așteptați la urnele de vot până la ora 9 seara. Pentru alegerile din acest an s-au tipărit peste 3.165.000 de buletine de vot, dintre care 76% sunt în limba română, iar 24% în limba rusă. Pentru cel de-al doilea tur nu este stabilit un prag minim de participare, iar concurentul care va acumula cele mai multe voturi va fi desemnat președinte al Republicii Moldova. În acest an, în Republica Moldova au fost constituite 2081 de secții de votare, dintre care 100 sunt în străinătate. Precizăm că agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor. Peste 80.000 de alegători și-au ales deja președintele. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, toate secțiile de votare din Republica Moldova au fost deschise la ora 7, iar incidente nu au fost înregistrate. În listele electorale de bază se regăsesc aproape 3 milioane de cetățeni, iar cei mai mulți alegători sunt așteptați în municipiul Chișinău. Până la această oră, cei mai activi sunt alegătorii cu vârstele cuprinse între 56 și 70 de ani, adică peste 35%. Scrutinul de astăzi este monitorizat de peste 4.000 de observatori. Primele date preliminare referitor la rezultatele scrutinului vor fi prezentate către ora 22. Diaspora are un cuvânt greu de spus și în cadrul turului 2 al scrutinurilor alegerilor prezidențiale. Prin intermediul rețelelor de socializare, cetățenii aflați peste hotarele Republicii Moldova s-au mobilizat pentru a ieși număr cât mai mare la vot. Cetățenii din diaspora anunță mobilizare generală pentru turul 2 al scrutinului. Mai mulți cetățeni de peste hotarele Republicii Moldova vor parcurge mii de kilometri pentru a-și exprima dreptul la vot. Totodată, pentru o prezență mai mare în cadrul alegerilor prezidențiale, un grup de concetățeni aflați peste hotare au inițiat grupul Adoptă un vot, destinat celor care sunt dispuși să ofere votanților transport, dar și cazare în localitățile în care sunt deschise secții de votare. La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, Comisia Electorală Centrală a decis majorarea numărului de membri ai biroului electorale de peste hotare până la plafonul maxim stabilit de lege. Totodată a fost majorat tirajul buletinelor de vot destinat secțiilor de votare deschise în străinătate până la 3.000 de exemplare, cantitatea maximă stabilită de codul electoral. Amintim că în turul întâi al alegerilor prezidențiale, peste 67.000 de cetățeni aflați peste hotarele Republicii Moldova și-au exercitat dreptul la vot. Cetățenii Republicii Moldova, domiciliați și în unitățile teritoriale administrative din stânga Nistrului, municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, pot vota astăzi candidații la alegerile prezidențiale în 30 de secții de votare. Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru astăzi 30 de secții de votare pentru a asigura exercitarea dreptului de vot al cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului. Aceștia se pot înscrie în listele suplimentare ale secțiilor de votare la prezentarea actului de identitate ce atestă domiciliul sau reședința în localitatea corespunzătoare. Asociația Motivație pune astăzi la dispoziția persoanelor cu dizabilități locomotorii mijloace de transport pentru a se putea deplasa la secțiile de votare. Serviciul de transport este gratuit și este disponibil doar în raza orașului Chișinău. Pentru a beneficia de acest serviciu, apelați la numerele de telefon 022 661 393 sau 067 300 450 între orele 9 și 18 cu cel puțin o oră înainte de deplasare. Cetățenii Republicii Moldova votează astăzi pentru un viitor european, stabilitate și un trai decent acasă. Cei care au venit la urnele de vot spun că după scrutinul prezidențial vor fi mult mai vizibile schimbările făcute în beneficiul populației. Majoritatea persoanelor intervievate de reporterul Noroc TV doresc un viitor mai bun pentru copiii și nepoții lor, orașe curate și o viață prosperă europeană. Așteptări mari avem și sperăm că cel care va fi ales va face față așteptărilor noastre. Prosperitate, o viață mai bună,
să ne vii copiii care îți plecați după hotare, să avem locuri de lucru, noi bătrânii să avem și o pensie mai mărită, să putem să existăm. Vrem stabilitate și locuri de muncă singur pentru studenții care își fac studiile aici în Republică și marea majoritate merg peste hotare. Oamenii susțin că s-au săturat de sărăcie și de corupție și vor ca noul președinte să facă schimbările pe care ei și le doresc. Schimbări, spre bine să mergem. Ce fel de schimbări? Pensia s-o ridici, școli să nu le închidă. Vrem schimbări. Ce fel de schimbări? Jos corupția. Păi mai normal, străim mai bine să astăzi. Reforme. Ieșăm în Uniunea Europeană, să mărăm cu lumea și noi nu suntem parcă. Cetățenii din Republica Moldova vor un președinte integru, demn, curajos și să salveze democrația în Republica Moldova. Studenții cu drept de vot care vor lipsi luni de la ore pentru că nu s-au prezentat la ore din motivul deplasării acasă la vot, nu vor primi absență la facultate. Despre aceasta a anunțat Comisia Electorală Centrală, care a transmis către toate instituțiile de învățământ demersuri vis-a-vis de informarea studenților despre procedura de vot. Comisia Electorală Centrală a identificat mai multe soluții pentru ca toți tinerii să-și poată exercita dreptul la vot. Astfel se va permite absentarea de la orele de studii a elevilor și studenților cu drept de vot în ziua de luni 14 noiembrie 2016. Tinerii care pleacă acasă vor avea zi liberă luni, iar lipsa de la ore nu va fi catalogată drept nemotivată. Totodată, studenții și rezidenții din anul întâi care își fac studiile la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu vor putea merge la vot în turul 2 de scrutin pe banii universității. Acesta a fost programul informativ actual. Sunt Daniela Crudu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Ne găsiți pe site-ul noroc.tv, dar și pe pagina de Facebook Programul Informativ Actual. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, apelați la numărul de telefon 022 804 388 sau la adresa de e-mail office@noroc.md. Rămâneți alături de programele noastre. O zi frumoasă în continuare. La revedere!